Cum este cu sindicatele în Germania, cum funcționează ele, ce avantaje, dezavantaje avem, dar și cum putem face un sindicat în firma unde lucrăm, am să vă răspund imediat. Bună, prieteni! Sunt Eric Mocanu de la organizația EVS și astăzi cu un film de informare despre sindicatele din Germania, dar și consiliile sindicale din firmă de unde muncim. Hai să începem cu începutul. În Germania există multe sindicate. Fiecare sindicat este specializat pe un domeniu. După cum vedeți și aici sus în poză, este, de exemplu, Trecut Verdi, este sindicatul poliției, sindicatul gastronomiilor, și toate sau majoritatea din aceste mari sindicate au înființat Bundesgewerkschaftsbund, Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB-ul, s-au unit toate într-unul singur. Totuși, pentru fiecare domeniu în parte, trebuie văzut de care sindicat aparțineți. Dacă nu știți în domeniul dumneavoastră de ce sindicat aparțineți, nu e nicio problemă. Căutați pe pagina de Google, să spunem, ori DGB-ul, ori sindicatul Verdi. Și acolo, dacă sunați acolo, vi se spune de ce domeniu și de cine aparțineți și poate, din noroc, primiți un număr de telefon de la birou exact din orașul dumneavoastră. Asta trebuie văzut. Acum, așa cum am spus, sunt mai multe sindicate care sunt și pe domenii trecute. Care avantajele sunt dacă intrați într-un sindicat? Avantajul unui sindicat este că acel sindicat vă apără drepturile dumneavoastră a muncitorului. Odată ce intrați la ei membru, deveniți membru în sindicat, aveți, să spunem așa, și o susținere a unei asigurări juridice. Ei vă informează cum stă legislația muncii, câte ore trebuie să lucrați, ce să faceți când ceva nu funcționează în firmă. Și vă consiliază totul ce este în legătură cu dreptul muncii. Atât. Nu îi de amestecat cu restul drepturilor civile din domeniul, eu știu, amendă că ați mers prea repede sau aveți probleme cu chiria, cu proprietarul. Deci aici este vorba că sindicatele se ocupă doar despre dreptul muncii. Așa. Costurile, intrarea unui sindicat. Într-un sindicat trebuie văzut că diferă de la unul la altul, dar în principiu este 1% sau 1,5% din salariul brut pe care îl aveți. Sau salariul net. Acum, cum am spus, diferă și trebuie văzut. Este interesant să citiți, înainte de a intra într-un sindicat, să citiți și statutul lor, să vedeți ce avantaje are fiecare sindicat, ce vi se oferă. Așa. Dacă cumva sunteți într-o firmă care nu are un consiliu sindical, atunci se poate unul face. Ce avantaj are un consiliu sindical? Un consiliu sindical este făcut din muncitori, deci din oamenii care sunt angajați în acea firmă și apără drepturile muncitorilor față de angajatori, față de șefi. Bineînțeles, cam toate firmele, indiferent că este o firmă mică, o firmă mare, lor nu le place să aibă în firma lor un grup de oameni, un colegiu sindical, să spunem așa, pentru că na, atunci există și pentru cei care conduc acest colegiu sindical, nu mai pot să fie dați afară așa cum vor angajatorii, cum vor. Ei poate să cheme la o demonstrație, la o grevă. Deci, clar, nu le convine la angajatori să se înființeze în firma lor un colegiu sindical. Dacă totuși se dorește înființa, din momentul când o persoană, unul din cei muncitori, discută cu 2, 3, 4 colegi de muncă, în final trebuie să fie minimul 5 persoane care muncesc în firmă și minimul 3 să-și dorească să înființeze acest colegiu sindical. Și dacă se ajunge și ca o persoană care inițiază această idee, în momentul ăla, dacă
și-a mai adunat încă două persoane, trei persoane lângă el și spun da, noi vrem să facem, din momentul ăla, angajatorul trebuie înștiințat ce aveți de gând, grupul ăsta, și din momentul ăla există un kündigungsschutz. Este un blocaj angajatorului că nu vă mai poate da afară. De obicei, toată lumea se sperie, toți muncitorii, păi eu dacă mă duc acum și spun în firmă că vreau să fac un sindicat, mă da afară, găsește ceva motive și mă da afară. Dacă vorbiți între timp cu colegii și vorbiți între voi, facem, nu facem, ar fi bine, nu ar fi bine, cum, ei, din momentul ăla primiți această asigurare că nu vă mai poate da afară. Este trecut chiar și în legea dreptul muncii din Germania. Cum faceți un sindicat? Așa am spus, mergeți, discutați cu 2, 3, 4 persoane, 5. Dacă v-ați hotărât minimul 3, în momentul ăla puteți ca să-l puneți pe hârtie, da, noi am hotărât, în firma noastră sunt 10 persoane, să zicem 10 muncitori, am hotărât să facem un Betriebsrat. Betriebsrat este consiliul acesta sindical. Se anunță Gewerkschaftul, de exemplu cum ar fi Verdi, GEW sau NGGU, deci se anunță sindicatul, firmele sindicale, și în momentul ăla se preia de ei toate informațiile, vi se dau vouă și se preiau și de ei și informează pe angajator că, atenție, în firma dumneavoastră există un grup de oameni care își doresc să înființeze un consiliu sindical, un Betriebsrat. Cei care înființează acest consiliu sindical, acest Betriebsrat, trebuie să se hotărească și trebuie să facă și o alegere cine să conducă acest Betriebsrat, acest consiliu sindical. Trebuie să se hotărească, da, persoana aia este bună, mai cunoaște și din legi, se descurcă cu limba, el poate să ne reprezinte interesele a noastră, a muncitorilor. Bineînțeles, el trebuie totdeauna să găsească și să cântărească bine firma, ce venit are, ce să lucre, cum îi, dar și interesele muncitorilor. Și acolo, împreună cu muncitorii, să găsească soluții ca salariile să fie bine plătite, demisiile, când dă cineva șeful afară, să treacă deja prin Consiliul Sindical, să spună șeful Consiliului Sindical, vezi că noi muncitorul ăla vrem să-l dăm afară. Și atunci Consiliul Sindical se interesează și întreabă de ce, care sunt motivele. Dacă n-ai motive bune, nu poți să-l dai afară. Deci sunt chestii frumoase care un consiliu poate să le blocheze pentru angajator. În principiu așa este. Cum am spus, dacă vă hotărâți, se poate. Nu are rost să vă fie frică. Discutați cu cei mai buni colegi cu care vă înțelegeți în firma aia, de idee. Interesați-vă, că de obicei în firmele mari există și consilii sindicale. Dacă doriți să intrați, să deveniți membri în sindicatele astea, v-am spus, vă costă în final doar 1% pe lună din salariul brut, la altele din salariul net, depinde. Este o chestie foarte faină și frumoasă și în principiu, cum vedeți și la televizor, că se fac tot felul de demonstrații, că se dorește mărirea salariilor, zilelor de concediu. E o chestie interesantă și faină. De exemplu, să vă dau un exemplu, un domeniu curieratului. Dacă șoferii de curierat ar avea și ar fi legați de sindicat, de sindicatul Verdi, că ei se ocupă de domeniul ăsta, salariul lor pe oră pentru condus, pentru curierat, ar fi de 12 euro. 12 euro și ceva. Așa, pentru că nu există și angajatorul nu este obligat să preia tariful sindical de salarii a sindicatului Verdi, din momentul ăsta vă plătește cu salariul minim pe economie. Deci, un exemplu foarte bun, odată ce aveți un consiliu sindical și aparțineți de un sindicat, aveți mult mai multe avantaje. În rest, ce să vă spun? Dacă vă gândiți, contactați-mă pe mine, pot să vă informez, pot să vă fac legătură cu advocații competenți care se cunosc în domeniul acesta. Pot să vă fac legătura chiar și cu sindicatele, cu Verdi, cu NGG-ul, pentru că noi ca organizație colaborăm cu ei și vorbim mult cu ei și ar fi o chestie faină. Gândiți-vă la asta, nu este greu, numai că trebuie voință.
Dacă v-a plăcut și acest filmuleț, dați jos acolo un like, abonați canalul să fiți primii informații despre aceste video, informații și ce mai este. Scrieți-mi jos la comentarii părerile voastre, întrebările pe care le aveți și m-aș bucura să ne vedem și la următorul live. Ciao!